Punguța cu doi bani de Ion Creangă. A fost odată o babă și un moșneag. Baba avea o găină și moșneagul un cocoș. Găina babei se oua de câte două ori pe fiecare zi și baba mânca o mulțime de ouă, iar moșneagului nu-i dădea nici unul. Într-o zi, moșneagul își pierdu răbdarea și zise: „Măi, babă, ia dă-mi și mie niște ouă, ca să-mi pierd pofta măcar.” „Da cum să nu?” zise baba, care era foarte zgârcită. „Dacă ai poftă de ouă, bate și tu cocoșul tău să facă ouă și mânca, că eu așa am bătut găina și ia că-t-o cum se ouă.” Moșneagul, pofticios și hapsân, se ia după gura babei și de ciudă prinde iute și de grabă cocoșul și dă o bătaie bună. „Na, ori de ouă, ori du-te de la casa mea, ca să nu mai strici mâncarea degeaba.” Cocoșul, cum scăpă din mâinile moșneagului, fugi de acasă și umblă pe drumuri besmetic. Și cum mergea el pe un drum, numai iaca găsește o punguță cu doi bani. Și cum o găsește, o și ia în clonț și se întoarce cu dânsa înapoi spre casa moșneagului. Pe drum se întâlnește cu o trăsură, cu un boier și cu niște cocoane. Boierul se uită cu băgare de seamă la cocoș, vede în clonțul o punguță și zice vizitiului: „Măi, ia-te jos și vezi ce are cocoșul ce l-am plisc.” Vizitiul se dă iute jos din capra trăsurii și cu un fel de meșteșug prinde cocoșul și, luându-i punguța din clonț, o dă boierului. Boierul o ia fără păsare, o pune în buzunar și pornește cu trăsura înainte. Cocoșul, supărat de asta, nu se lăsă, ci se ia după trăsură, spunând neîncetat: „Cucurigu, boieri mari, dați punguța cu doi bani!” Boierul, înciudat, când ajunge în dreptul unei fântâni, zice vizitiului: „Măi, ia cocoșul istop braznic și-l dă în fântâna aceea.” Vizitiul se dă iarăși jos din capră, prinde cocoșul și-l azvârle în fântână. Cocoșul, văzând această mare primejdie, ce să facă? Începe a înghiți apă și înghite și înghite până ce înghite el toată apa din fântână. Apoi zboară de acolo afară și iarăși se ia în urma trăsurii zicând: „Cocorigu, boier mari, dați punguța cu doi bani!” Boierul, văzând aceasta, s-a mirat cumplit și a zis: „Mă, dar nărăvașii acesta! Ei, las că ți-o-i dai eu ție de cheltuială, măi crestatule și pintenatule!” Și cum ajunge acasă, zice unei babe de la bucătărie să ia cocoșul și să-l zvârle într-un cuptor plin cu jăratic. Baba, câinoasă la inimă de cuvânt, face cum i-a zis stăpânăsul. Cocoșul, care vede și asta mare nedreptate, începe a vărsa toată apa din fântână pe jăratic. Apoi, cu o lovitură, deschide gura cuptorului, iese teafăr de acolo, dă fuga la fereastra boierului și zice: „Cucurigu, boier mari, dați punguța cu doi bani!” „Măi, că mi-am găsit pe leoa cu dihania asta de cocoș!” zice boierul, cuprins de mirare. „Vizitiu? Ia-l de pe capul meu și zvârle-l în cireada boilor și a vacilor.” Poate vreun buhai înfuriet i-o venit de hac, l-o lua în coarne și-o-mi scăpa de supărare. Vizitiul iarăși ia cocoșul și îl zvârle în cireadă. Atunci bucuria cocoșului
să-l fi văzut cum înghițea la buhai, la vaci, la boi și la viței, până a înghițit el toată cireada. Și a făcut un pântece mare, mare, cât un munte. Apoi, iar vine la fereastră, întinde aripile în dreptul soarelui, de întunecă de tot casa boierului și începe. Cucurigu, boier mari, dați punguța cu doi bani! Boierul, când mai văzut și asta dândănaie, crăpă de ciudă și nu știa ce să mai facă, doar va scăpa de cocoș. Am să-l dau în haznaua cu bani și poate va înghiți la galbeni, i-a stat vrunul în gât, s-a înneca și-o-i scăpa de dânsul. Atunci cocoșul înghite cu lăcomie toți banii și lăsă toate lăzile pustii. Apoi iese de acolo, el știe cum și pe unde, se duce la fereastra boierului și iar începe. Cucurigu, boier mari, dați punguța cu doi bani! Acum, după toate cele întâmplate, boierul, văzând că n-are ce să-i mai facă, ia zvârle punguța. Cocoșul o ia de jos cu bucurie, se duce în treaba lui și lăsă pe boier în pace. Atunci, toate păsările din ograda boierului, văzând voinicia cocoșului, s-au luat după dânsul, deci se părea că e o nuntă și nu altceva. Iar boierul, întristat, se uită agaliș, cum se duceau și păsările sale, și zise oftând: ducă să și cobe și tot, numai bine că am scăpat de belea, că nici lucru curat n-a fost aici. Cocoșul însă mergea țanțuș, iar păsările după dânsul. Și merge el cât merge, până ce ajunge acasă la moșneac. Și de pe la poartă începe a cânta: cucurigu, cucurigu! Moșneagul, cum aude glasul cocoșului, iese din casă cu bucurie. Și când își aruncă ochii spre poartă, ce să vadă? Cocoșul său era ceva de speriet. Elefantul ți se părea purice pe lângă acest cocoș. Și apoi, în urma lui, veneau cârduri nenumărate de păsări, care de care mai frumoase, mai cucuiate și mai țanțușe. Moșneagul, văzând pe cocoșul său așa de mare și de greoi și încununat de atâta mari de galițe, i-a deschis poarta. Atunci cocoșul i-a zis: stăpâne, așterne un țol aici în mijlocul ograzii. Moșneagul, iute ca un prâznel, așterne țolul. Cocoșul atunci se așeză pe țol, scutură puternic din aripi și îndată se umple ograda și livada moșneagului pe lângă păsări și de cirezi de vite. Iar pe țol toarnă o movire de galben care strălucea la soare de ți lua ochii. Moșneagul, văzând aceste mari bogății, nu știa ce să facă de bucurie, sărutând mereu cocoșul și dezmiertându-l. Atunci ea ca și baba venea, nu știu de unde, și când văzu una ca asta, nu mai sclipea ochii răutăcioasei și pleznea de ciudă. Moșnege, zise ea rușinată, dă-mi și mie niște galbeni. Ba, pune-ți pofta în cui, măi, babă. Când ți-am cerut ouă, știi ce mi-ai răspuns? Bate acum și tu găina să-ți aducă galbeni. Ca așa am bătut și eu cocoșul, știi tu din a cui pricină, și iată ce mi-a adus. Atunci baba se duce în poiată, găsește găina, o apucă de coadă și o ia la bătaie. Iată găină cum scăpă din mâinile babei, a fugit pe drumuri. Și cum mergea pe drumuri, găsește și ea o mărgică și o înghite. Apoi, repede, se întoarce acasă la babă și începe de la poartă. Cot, 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 cotac! Baba iese cu bucurie înaintea găinei. Găina sare peste poartă, trece iute pe lângă babă și se pune pe cuibar. Și după frunceaz de ședere, sare de pe cuibar, cotcotăcind.
Baba atunci se duce în fuga să afle ce a făcut găina. Și după ce se uită în cuibar, ce să vadă? Găina se ouase o mărgică. Baba, când vede că și-a bătut găina joc de dânsa, o prinde și dă două chelfăneală soră cu moartea. Și așa a rămas baba și fără găină și fără ouă. Moșneagul însă era foarte bogat. El și-a făcut case mari și grădini frumoase și trăia foarte bine. Pe babă de milă a pus o găinăriță, iar pe cocoș îl purta în toate părțile după dânsul, cu salbă de aur la gât și încălțat cu ciuboțele galbene și cu pinte la călcâie, deci se părea că-i un irod de cei frumoși, iar nu un cocoș depus cu borș.